Următorul produs se numește The Box Pro DSP 112. Este o box activă la doar 225 de euro. Găsim manual. Manual în limba engleză, manual în limba germană, la fel ca și celelalte produse. Cam așa arată The Box Pro DSP 112. Ce îmi place foarte mult, dacă puteți observa, îi spune DSP pentru că are un DSP sau un procesor de sunet. Îmi place cum este lucrată boxa. The Box Pro 112 DSP. Grila este din metal. Designul este oarecum asemănător cu Electro Voice, dar și cu QSC. Curbura aceasta îmi dă senzația de QSC. Avem un mâner sus. Deci ca și specificații, producătorul spune că are o presiune de maxim 134 de decibeli. Nu cred că are 134 de decibeli, dar 129 de decibeli sper să aibă. Ca și conexiune. Conexiunile pe care le avem pe această boxă sunt următoarele. Și mie chiar îmi place foarte mult cum arată acest amplificator. Dacă îl observați mai atent, un pic, acesta seamănă foarte, foarte bine cu cele de la Electro Voice. Sunt chiar identice până și butoanele. Acestea sunt un picuț diferite doar ca și culoare. Dar în rest, același aranjament. Și avem două conectări de line-in. Volum de line-in pe 1, volum de line-in pe 2, input 1 sau 2. Output-ul care este pe XLR, da? Input-ul, am uitat să spun că este o mufă combo. O mufă combo la care puteți utiliza și XLR, dar și jack. Da? Jack mare. Și mai avem un jack mic pentru auxiliarii. Și o să vedem și partea de DSP. Să vă mai spun câte ceva din specificațiile pe care le spun ei. Ei spun că puterea maximă de ieșire este de 1200W, dar scriu în paranteză 1200W pic. Este scris și aici, dacă observați, sau puteți să intrați și să vedeți specificațiile. Mi-a plăcut foarte mult că are o greutate foarte ok, numai 14,6 kg. Mânerele sunt practice, atât mânere în partea de sus, cât și în partea de laterale. Ce mi-a mai plăcut foarte mult e că are pentru prinderea pe stativ, are aici o siguranță, dacă observați, să puteți să strângeți bine boxa, să aveți o siguranță mai mare în standerul pe care îl folosiți. Aici avem butonul de on-off, cablul de alimentare pe care sigur trebuie să-l scot din cutie și cam asta ar fi despre... M-am uitat să menționez că difuzorul de bas medie este de 12 inch, iar driverul de înaltă este de 1,35 inch, un driver de compresie. Și să vedem cum funcționează. Deci este foarte simplu de utilizat. De aici putem să ridicăm volumul. Printr-o simplă apăsare putem să intrăm în meniul ei. Mod, de exemplu, este acum setată pe partea de DJ, mai avem setare pe partea de speech. DJ, la partea de DJ sunt sigur că basul este un pic mai împins, mediile un pic tăiate. Mai avem partea de live, adică se poate folosi și pentru live. Și music. O să ascultăm eventual aceste preseturi. Location, avem location normal, cum este folosită. Normal ca și satelit în... cu toate frecvențele, poate fi folosit ca monitor. Partea de EQ, în altele 0 decibeli, eu prefer să le las flat. Mai departe, sub, o chestie foarte interesantă, la partea de, dacă folosim un subwoofer, în condiția de față, este pe off, adică este dezactivat, nu folosim un subwoofer. Dar putem să folosim un subwoofer și să tăiem, de exemplu, la 80 de Hz, adică difuzorul de medii joase la acest satelit, nu mai primește frecvențele de la 80 de Hz. Putem tăia până la 100 de Hz, 120 de Hz
sau chiar 150 de Hz, sunt mai multe posibilități, în cazul de față o să dau pe off. Delay, adică foarte interesant că poți pune și această boxă cu delay. În condiția în care, de exemplu, poți să pui ca monitor sau poți să o folosești într-o sală cu probleme de probleme mari de acustică. Așa. Eram la delay. În cazul de față o să folosesc delay-ul pe off. LED mode. Da, ea pe partea din față are un LED. În momentul de față este setată pe partea de limită, adică în condiția în care boxa ne va arăta că se pregătește să intre în limită, mi se va aprinde acest LED. Dacă nu, pot să-l folosesc ca un să stea pur și simplu aprins tot timpul. Ia să vedem. În condiția de față, stă aprins tot timpul. Îl vedeți, da? În condiția în care îl setez pe limiter, acesta se va aprinde în funcție de cât de puternic este semnalul împins în ea. Și am reset, să resetăm dacă nu ne convine reglajele sau setările pe care le-am făcut. La info avem DSP firmware versiunea 1.2.0. Nu știu cum se poate face un upgrade la acest firmware, nu știu dacă eu, de exemplu, nu aș putea să fac, cred că doar în garanție sau cei de la Thomann ar putea să facă așa ceva. We don't need to hurry, let's just take it slow. Oh, plant the seed, let it grow, let it grow. Are you one of them? Only touch the top. Da, am folosit-o pe presetul DJ. Nu pot să zic că e o boxă rea, nici extraordinară la prețul de 225 de euro. Dar cred că este o boxă foarte bună pentru aplicații în săli mici. Cum spuneam mai devreme, cei de la Thomann spun că această boxă are 1200 W, dar atenție, pic. Eu cred că suportă undeva la 400 W. Partea de înalte mi s-a părut un pic deschisă. Bine, am folosit-o pe partea de pe setarea de DJ, unde am observat că mi-am împins un pic basul și cred că și în altele și media s-ar putea să o fi coborât un pic. Dar o să-i mai fac câteva ajustări și cel mai bine o să o folosesc la evenimente și o să vă spun cât de o chestie. Dar eu consider că îți poți face treaba bine cu un echipament la un preț destul de mic. Spuneam că este foarte practică, este lucrată bine. Chiar îmi place cum e lucrată. Văd că aici are și niște capace. Sunt sigur că dacă doriți o puneți într-o instalație fixă, puteți. Da. Aici puteți o prindeți, să prindeți frumos niște mânere, să o prindeți într-o locație fixă. Acum cred că puteți să vedeți și în ochi. Nu știu cât de bine vă puteți da seama din microfonul cu care captează camera, cum v-am spus, consider că sună destul de bine pentru acest preț, adică 225 de euro, deci mai puțin de 11 milioane. Cam aceasta ar fi The Box Pro 112 DSP. Bring sound.